Despre ce acte de corupție vorbim? În primul rând, este vorba de polițiști de frontieră și vameși de la Vama Sculeni. Ei sunt acuzați de DNA că ar fi luat mită ca să permită intrarea în România și tranzitarea României de către autoturisme cu diverse colete din Republica Moldova. Așadar, clasice fapte de luare de mită pentru a lăsa anumite autoturisme să intre ilegal în România cu diverse produse. De aceea sunt percheziții atât la Vama Sculeni cât și la domiciliile unor oameni și polițiști de frontieră care lucrează acolo la Vama Sculeni. Și mai trebuie spus în încheiere că percheziții similare, chiar și reținere, au fost făcute la punctul de trecere a frontierei Calafat. Acolo Direcția Generală Anticorupție a reținut deja 26 de polițiști de frontieră sub acuzații de corupție și abuz în serviciu.